Mulțumesc. Bună seara tuturor. Înainte de a călători în Africa, dacă mi-aduc bine aminte, am început cu mașinile electrice, terminăm cu mașinile electrice. Așa cum spunea și Alex, impactul lor crește și, normal, unul dintre punctele cele mai importante este felul în care le încărcăm. Totodată, în momentul actual, se observă la toate firmele producătoare de automobile, respectiv la cei care oferă servicii pentru automobile, că orientarea e client-centric, adică ce se urmăresc și este ca experiența clientului să fie cât mai bună. Și o să vorbim acum despre Mobility Service Providers. Respectiv, este vorba de o modalitate prin care să ajungem să ne încărcăm mașinile având acea experiență cât mai bună. O să încep cu două cuvinte despre stakeholderii din toată povestea asta, respectiv avem charge point operators, cei care de fapt sunt responsabili cu existența și funcționarea stațiilor de încărcare, cu providerii de servicii de mobilitate, e-servicii de mobilitate, care de fapt integrează toți acești CPOs și totodată permit accesul clienților final la infrastructură. Respectiv avem electricity suppliers, care de fapt alimentează acele stații despre care vorbeam. Încă două cuvinte și despre experiența clienților, experiența noastră și o primă descriere a ceea ce am făcut de fapt noi. Bineînțeles, clientul interoghează o platformă, află ce stații de încărcare sunt disponibile, poate să și facă o rezervare, este identificat în sistem, ajunge la locul de încărcare, începe încărcarea. În momentul în care aceasta s-a terminat, el are posibilitatea să aibă acces la datele privind plata, inclusiv la o factură și pleacă liniștit mai departe, fără a mai apela la nimic altceva. Ok. Abordarea Accenture, respectiv parteneriatul nostru, care a fost făcut cu Hubject. Hubject fiind un broker care integrează provideri de stații de încărcare. Este un broker care este activ în 23 de țări și are vreo 600 de parteneri. Și împreună cu noi, și o să vă prezint pe scurt un concept, un proof of concept, am încercat să oferim o soluție end-to-end. Soluție end-to-end, care de fapt constă într-o aplicație mobilă destinată utilizatorilor de vehicule electrice. Am listat aici câteva dintre funcțiile cheie. Le puteți parcurge dacă vreți, o să vi le arăt și în demo. O soluție pentru charge point operators, cu posibilitatea de adăugare, ștergere stații, respectiv oferirea clientului final a metodei de conectare a mașinii la stația respectivă, nu conectarea fizică, ci conectarea din punct de vedere, să zicem, software, adică accesul la date, respectiv posibilitatea de obținere a facturilor și a datelor finale după încărcare, respectiv un portal din care se poate fi scoase atât de către integrator, de către providerul de servicii mobile a unor informații, cât și pentru charge point operators, în final scopul fiind efectiv de creșterea încasărilor și de succes a platformelor. Ok. Având în vedere conectivitatea și ca să nu trec pe telefon mobil și să mă întorc pe laptop, o să începem cu portalul pentru operations. Specificăm încă o dată că vorbim de proof of concept, da? Și mă deranjez dacă rămâne aici jos, cred că nu. Avem trei zone în final. Avem zona de integrare a charging point-urilor, cu posibilitatea de vizualizare acestora, de observarea statusului lor, a locațiilor, respectiv a prețurilor cu care lucrează. O zonă destinată managementului de utilizatori,
bineînțeles, sistemul permițând și planuri tarifare pentru diferiții clienți. Și cel mai important din tot portalul ăsta, vorbim de un dashboard, este cel de care vă spuneam că este la dispoziția providerilor de soluții mobile, respectiv a CPO-urilor, în care, de fapt, datele pot fi vizualizate, filtrate, grupate și eventual exportate în baza diferiți parametri de filtrare, bazați în casări, în durate de încărcare a utilizatorilor, eventual a energiilor consumate. Toate datele pot fi vizualizate, evident, și în formă grafică și pot fi scoase situațiile pe diferite perioade de timp sau pe diferiți operatori. Cam atât despre portal. O să trecem acum pe telefoanele mobile și o să vă spun întâi că pentru soluția de CPO o să vă arăt un PETI. Deci, vorbim acum despre aplicația destinată consumatorului final. Efectiv, experiența lui începe după autentificare sau înregistrare. Bănesc că ați văzut toți o formă de login, așa că nu o să vă mai arăt și pe aia. Ce ne oferă aplicația? Acces la informații privind nivelul bateriei, respectiv range-ul pe care mai are mașina, bineînțeles asta dacă am lucrat în situații reale. Posibilitatea de conectare la un charging station, dacă te afli la respectivul charging station. Acces la datele privind contul utilizatorului. Cu datele personale, datele privind vehiculul, respectiv posibilități, variantele de plată. De asemenea, avem un istoric al încărcărilor pe care le-a făcut clientul la diferitele stații în care a oprit, inclusiv cu durata de încărcare, respectiv prețul pe care l-a plătit pentru fiecare încărcare. Respectiv putem localiza stații pe hartă sau de-a lungul unui eventual trip, unei noi deplasări. O să ne uităm în zona de Find Station și o să vă arăt după aceea și cum arată . Deci la o căutare pe hartă, o să specific aici că avem făcută integrare atât cu Google Maps cât și cu Here Maps, având în vedere că aplicația este valabilă și disponibilă și pentru zona China. Pentru o anumită destinație îmi vor fi afișate toate stațiile existente în zonă cu diferite coduri de culoare, respectiv cele în roșu sunt închise.
Iar cele galbene nu sunt provizionate în sistem, adică nu se știe la momentul actual care sunt stațiile de încărcare disponibile, respectiv stațiile verzi în care există sloturi available. Clientul selectează una dintre aceste stații și va vedea care sunt charging point-urile care sunt disponibile. Poate să selecteze oricare dintre acestea și în momentul în care o face are acces la diferite informații de genul review-uri ale altor utilizatori, serviciile care sunt disponibile, ca de exemplu, nu știu, care și magazin are bar, orele de funcționare. Și mai mult decât atât pentru fiecare charging point este afișat tipul de conector, pentru că diferite mașini de la diferiți producători folosesc diferite tipuri de conectori. Pentru oricare dintre stațiile disponibile, face pur și simplu book, își alege data în care dorește să facă încărcarea, își selectează perioada de încărcare, sau mă rog, perioada pentru care dorește să facă rezervare. Sistemul, bineînțeles, o să-ți notifice dacă datele sunt din trecut sau 4.000 deja din trecut, dacă mă gândesc bine. Da, nu, am vrut să vă arăt și că se face respectiva rezervare. Mai mult decât atât, și ultimul lucru pe care vreau să vi-l arăt, este partea de Book Now, de Charge Now, care de fapt este valabilă și în momentul în care e o rezervare făcută. Pur și simplu, ajuns la stație, vei scana un QR code și în momentul ăla poți să-ți conectezi mașina și să-i dai să înceapă încărcarea. În momentul în care încărcarea s-a terminat, oprești conexiunea și automat se generează factura, invoice-ul pentru încărcarea respectivă. Cam atât. Dacă sunt întrebări. Care, adică e global aplicația, cât am văzut eu, nu? Și în momentul ăsta e cumva în zona Indiei? În momentul ăsta, acest broker acționează mai mult în zona aceea, respectiv în zona Statelor Unite. În momentul actual, știu că sunt în discuții și cu europenii, dar nu pot să intru în detalii. Și voi ați făcut aplicația, nu? Sau și tot sistemul? Noi le-am făcut POC-ul ăsta, pentru care am lucrat cu Azure. Respectiv, în momentul actual, se va dezvolta acest sistem ca să fie disponibil în platforma lor. Foarte fain. De-abia și să văd în Cluj. Să sperăm. Ar fi o chestie. Bun. Loran are o întrebare. Una singură. Referitor la panoul de admin, am văzut că aveți energy, consumption și așa mai departe. Ați plănit și predictive behavioral analytics, de genul dacă avem foarte multe încărcări într-o zonă, care ar fi capacitatea instalată de care avem nevoie și alte chestii de genul ăsta, sau nu face parte din niciun proof of concept? Întrebarea foarte bună, am adresat-o și eu celor care chiar au făcut dezvoltarea asta. Nu știu să-ți dau un răspuns, dar promit că îi pun unul la dispoziție la Ovidiu și îl comunică și vă. Bun, perfect. Bun, mulțumim mult, Vladimir. Mulțumesc, seara frumoasă. Și acum, o chestie de 2 minute.